În fiecare an, înainte de începerea anului universitar, prețul apartamentelor de închiriat crește foarte mult. Anul acesta, prețurile sunt cu 20% mai mari față de aceeași perioadă anului trecut. Prețul mediu al chiriei lunare în capitala Moldovei ajunge la 384 de euro, conform unei analize a portalului imobiliare.ro, care plasează Iașul pe locul 3 în țară după București și Cluj-Napoca. Studenții caută să împartă cu cineva cheltuielile sau renunță și rămân la cămin. Bianca este student la Universitatea de Științele Vieții și a decis să stea la rude pentru a economisi banii pe chirie. Pe perioada verii am lucrat și, prin urmare, am rămas la niște rude ca să-mi fie mai ușor. Ajungeam târziu acasă și mă mai ajutau cu... Ce prețuri ai văzut tu că sunt? Până în 1000 de lei și peste 1000 de lei. Depinde, probabil, de bugetul fiecare. Pentru un student e o sumă mare. Da, este o sumă mare. În aceeași situație este și acest tânăr. Eu, sincer, dacă nu aveam o rudă la care să stau la Iași, preferam să stau la cămin, sincer, decât să stau la o chirie. Peste 500 de euro, ceva de genul, 500-600. Își permite un student asemenea? Păi dacă au bursă, dacă învață, da, de ce nu? Dar majoritatea de asta preferă să stea la cămin. Bine, tăi colegii ce spun? Au găsit chirie? N-au găsit? Cum au găsit, prețuri? Dar foarte scumpe. Cum ar fi? Ce prețuri? 350 de euro în apartament cu două camere sau o cameră într-un apartament cu trei camere cu mai multe persoane la comun 150 de euro, 170, 180 de euro, 200 chiar, depinde, de zonă, de confort. Studenții care își doresc să închirieze un apartament cu o cameră trebuie să dispună de un buget cuprins între 250 și 350 de euro. Totate garsonieri, apartamente cu o cameră, două camere, în mod special. 3 și 4 camere sunt ceva excepții. Apartamentele cu două camere, dacă e un confort, știu eu, mai micuț, tot așa, un 300-400, un confort cerere este, nu este oferta. Preferă să fie cât mai aproape de facultăți. Cererea este foarte mare. Mulți studenți nu obțin un loc la cămin și sunt nevoiți să se asocieze unii cu alții pentru a închiria apartamente, astfel încât costurile în această perioadă pentru a închiria o garsonieră, apartament cu cameră, cu două camere, care sunt cele mai căutate, sunt destul de mari. Trec de 300 de euro, am văzut, pe lună. La nivel național, Clujul se menține pe prima poziție în privința prețurilor la apartamentele de închiriat, fiind urmat de București, Iași, Brașov și Constanța.